dimineața, 8 și 9 minute. Republica Fantastică România la Europa FM. Ne bucurăm, dragi prieteni, să vă aducem vești bune despre foarte frumosul turneu african al președintelui nostru, domnul Klaus Iohannis. Jumbo, jumbo buona, toate bănuțele sus. Este kenian. Hakuna Matata la toată lumea. Prieteni, vacanța ăsta, turneul începe azi în Kenya, unde domnul președinte va ajunge cu un jet privat, cu fotolii de piele albă, am văzut fotografii dinăuntru, să se asorteze cu costumația, presupun. La soare se poartă alb. Și la schi se poartă alb. Nu știu dacă la schi se poartă alb, că vrea să iasă în evidență. La schi se poartă alb dacă ești lunetist. Altfel, eu de preferat să fii colorat, că te aui la alții în bot. Corect. Dar din soare, ați văzut, are costumație albă și îi place barca albă, canapeaua de piele albă de pe barca albă, în delta. N-a fost dânsul, tenis, da, mă, și alb, ciorăpei albi. Și la golf e tot cu alb. Stai, da, că îi place mult alb. Și acum cred că avea hăinuțele astea puse în șifonier. Unde le mai port eu acum? Hai, uite, hai să impresionăm. Zicem, alb în Africa Neagră. Dânsul se va întâlni la Nairobi, capitala Keniei, notează pentru dublu sau nimic, cu președintele William Ruto. Vor avea loc convorbiri, apoi declarații de presă, iar pe la 12 un dejun. Președintele e la 4.000 de euro pus. Da. William Ruto, da, așa, să știți. Asta se întâmplă astăzi. Deci dejun pe la 12, poate îi dă cucupaca. Cucupaca e un fel tradițional kenian. Este un fel de pui fiert în curry. Acolo, în general, mâncarea ori se fierbe până la dezintegrare totală, ori se prăjește până apropie, în aproape de carbonizare totală. Cam astea sunt cele două feluri de a găti în Africa, din motive evidente. După dejun, dânsul are încă o întâlnire cu un director de la ONU Kenya, după care odihnă, nu mai nimic în program. Miercuri, adică mâine, tot odihnă, adică nimic în program. Și că să-ți revii după drum. Da, eu cred că sunt precauți. După ce mănânci cu cupaca, au zis, hai să lăsăm să... Da, să, cari, să n-apară probleme. Plus că e în alb. Exact. Da. Cari cu alb, cu mezeală. Da. Da, joi, conform agendei, președintele Klaus Iohannis, deci, după ce se odihnește miercuri, Klaus Iohannis ar urma să se afle joi tot în Kenya, tot la Nairobi. Pe agenda figurează un singur eveniment, la ora 10 dimineață, vizită la Utiru Girls High School, adică școală de fete, la Nairobi. Ce e mișto. E pentru doamna. Da. Da, doamna profesoară. Bă, du-mă și doamna Carmen, să văd și eu cum... Cred că da. Deci, asta, școală de fete, după care din nou nimic în agenda. Liber. Da, mă. E adevărat că ei nu prea au multe de făcut în Africa pe acolo, e cam plictisele. Băi, sunt cele mai mișto safari din Africa, se fac în Kenya. Cred că e în timpul liber strecurat safariul. Strecurat o zi întreagă, că... Poate e pe privat. Dacă ți-l puneam program, luai foc. Dom'le, uite, să ducem safari pe banii noștri. Eu și ai la și altele la body. Da, atâta. Pe presidency.ro nu mai apare nimic în program. Deci așteptăm cu sufletul la gură să aflăm noi detalii pe care sigur vi le vom transmite și promitem să însoțim știrile din acest turneu cu muzică tradițională din Senegal, Tanzania, insulele Capului Verde, de acolo se zare efort. Auzi, câți consilieri are domnul Iohannis, știm? Nu știu. Eu cred că ar trebui să aibă un singur consilier, Răzvan Pascu. Da, Răzvan Pascu, influencerul de turism. Exact. E și scump Răzvan Pascu. Exact cum îi place, adică e pe sistem. Tot turneul domnului președinte durează 10 zile. Băi, cam mâine se întoarce acasă și nici nu ne dăm seama cum a trecut vremea. Așa repede trece timpul în turneul ăsta. Măcar mă mir că nu și-a luat două săptămâni, că 10 zile chiar trec repede. Adică, oare o să vină cu produse de pe acolo? Adică pentru, mă refer, nu pentru... Nu, poate și să vină, mască. Nu, mă, nu. Să aducă pentru noi, pentru toată pentru societate. Toată țara noastră. Îți ducea Ceaușescu în Vietnam și aveam creveți expandați, da, și așa. În China venea cu ciocolata aia cu albinuță. Țineți minte? Aveam câteva preparate. Păi și de ce să aducă, mă, băiatule? Nu știu, să avem ceva măși de alea. Să știi că din insulele Capului Verde, adică colegii de la Digi24 au făcut o investigație, s-au uitat pe valoarea schimburilor comerciale cu aceste frumoase țări africane. Să le creștem, asta zic. Da, sunt peste tot, are exceder România, îi rupem.
cu diferența, adică de-astea, noi exportăm la ei de 3 milioane de euro, ei exportă la noi gen 2 milioane de euro, adică sunt mari parteneri, mari parteneri. Și facem bani buni cu ei. Da, numai în insulele Capului Verde este ceva foarte ciudat, pentru că acolo noi am exportat la ei în valoare de 379.000 de euro în primele 7 luni, deci câteva dacii, cred, da. Duster. Și am importat, România a importat din insulele Capului Verde în primele 7 luni ale acestui an în valoare de 60 de euro. Și-am luat niște șervețele, ce-am luat? Timbre. Ce am importat, nu mor de curiozitate, ce a importat România timbre. De 60 de euro din insulele Capului Verde tip de 7 luni? Țineți minte când eram mici că erau timbre din Belize, din tot felul de țări exotice și bănuiesc că, na, dați-mi și mie de 60 de euro să duc la filateliștii mei acasă.